Actualitatea românească. La 23 ianuarie 2023, domnul Mircea Carp a împlinit frumoasa vârstă de 100 de ani. Dar cine este Mircea Carp? Ne veți întreba cei din generațiile mai tinere care nu ați cunoscut infernul comunist și pe cei care s-au opus prin toate mijloacele dictaturii instaurate de Uniunea Sovietică în România după cel de-al doilea război mondial. Mircea Carp face parte din generația celor care au slujit România în al doilea război mondial, care au cunoscut închisorile comuniste și apoi exilul, unde, în calitate de jurnalist, cu o voce inconfundabilă ce a fost auzită la Vocea Americii și ulterior la Europa Liberă, a adus speranța în sufletele concetățenilor săi rămași în spatele cortinei de fier. Împlinirea vârstei de 100 de ani a domnului Mircea Carp a făcut posibilă în această perioadă la Muzeul Național de Istorie a României deschiderea expoziției temporare Mircea Carp, un secol în serviciul libertății. Proiectul expozițional este organizat de Muzeul Național de Istorie a României împreună cu familia Carp, designerul și fotograful Octavian Bâlea, familia domnului colonel Gheorghe Cojocea, familia domnului colonel Ioan Mexi, Asociația Romilitaria și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Expoziția marchează aniversarea în acest an a unui secol de viață a apreciatului ofițer și om de presă. Mircea Carp este un nume sinonim cu ideea de libertate, cu radioul, patriotismul, cu o credință autentică în Dumnezeu. Este un om complex și reprezentativ pentru generația din care a făcut parte. Muzeul Național de Istorie a României are misiunea de a da exemplu. Noi știm că toate privirile sunt ațintite asupra noastră și am dorit, prin intermediul acestei expoziții, să aducem un semn de recunoștință unui om care nu doar că a făcut istorie, dar a devenit parte din ea. Domnul colonel Mircea Carp este un om ajuns la vârsta centenarului, un om care pe rând a fost militar, om de presă, un om care a cunoscut încă de la început drama poporului român și modul în care s-a instaurat regimul comunist. A fost unul dintre primii opozanți ai regimului comunist și are calitatea de deținut politic, domnia sa fiind arestat încă din anul 1947. Noi am încercat prin această expoziție să prezentăm viața domniei sale și nu doar viața, cât și contextul în care a evoluat. Oamenii pe care i-a întâlnit, cei care au contribuit la formarea sa, începând cu membrii familiei, cu tatăl domniei sale, mama, camarazii din timpul liceului militar, din timpul școlii militare, cei pe care a avut alături pe front, după ce a revenit în țară, cei care au încercat să pregătească o rezistență împotriva regimului comunist și, de asemenea, acea etapă a lungului exil și a modului în care domnia s-a încercat de departe să lupte împotriva regimului comunist instaurat la București și să le dea speranță românilor. Domnul colonel Mircea Carp este un descendent prin alianță a prim-ministrului conservator Pepe Carp și un descendent direct al lui Lascăr și Barbu Catargiu.
Tatăl domniei sale a fost ofițer de cavalerie, participant la Primul Război Mondial. Astfel, Mircea Carp a avut un model extraordinar din familie. Atât tatăl, cât și unchii săi, și putem să-i amintim aici pe Corneliu Carp, pe Valeriu Carp, pe Paul Teodorescu, în anul 1936 devine elev al Liceului Militar General George Makarovici din Iași, iar în anul 1940 se transferă la cel mai bun liceu militar de la acea vreme, Nicolae Filipescu, aflat la Mănăstirea Deal. Mircea Carp, de multe ori, în discuțiile pe care le-am avut, în interviurile pe care le-a oferit și în cărțile pe care le-a publicat, a descris frumoasa atmosferă de la Mănăstirea Dealul. Acea relație unică care s-a dezvoltat între elevi, între profesori, între ofițeri instructori și modul în care erau formați și pregătiți ca viitori militari. Mănăstirea Dealul reprezenta, să spunem, epicentrul universului pentru Mircea Carp în acei ani. Chiar dacă în urma cutremurului din noiembrie 1940 instituția de învățământ a fost mutată la Predeal, într-un nou edificiu, cu toții au rămas legați de Mănăstirea Dealul și inclusiv în perioada de după 1990, când aveau loc întâlnirile absolvenților, acestea aveau loc, desigur, la Mănăstirea Dealul. După ce a absolvit liceul militar, în anul 1942, Mircea Carp, alături de alți camarazi de la liceul militar Nicolae Filipescu, dar și de la alte licee militare și civile din țară, a plecat ca bursier al statului român în Germania, unde a urmat școala militară pentru a deveni ofițer de tancuri. Dânsul a urmat o pregătire foarte aplicată, total apolitică și de foarte bună calitate, iar în anul 1943 a urmat un stagiu pe frontul de est, în regiunea Smolensk, perioada în care a sărbătorit și Paștele. În acel an, domnia sa, alături de un alt camarad din România, era găzduit de o familie rusească. Pe data de 20 aprilie, când era Paștele, s-au întors acasă și au descoperit o schimbare în bine. Camera unde ei locuiau fusese văruită și pe perete se afla o icoană cu Iisus Hristos răstignit pe cruce. Gazda a încercat, atât cât a putut în puțina limbă germană pe care o stăpânea, să le spună că i-a aflat că și ei sunt creștini ortodoxi și că a dorit să pregătească ceva pentru ei. Icoana respectivă fusese ascunsă în pământ mai bine de două decenii și le-a oferit de asemenea două ouă fierte, albe fiindcă nu avusese vopseaua necesară, însă fusese răsfințite de un bătrân rudă a doamnei în cauză, iar cei doi, Mircea Carp și camaradul său, au fost foarte emoționați, iar acest episod al vieții domniei sale este relatat în cartea Aici Mircea Carp, să auzim numai de bine. În luna iunie 1944 a revenit în țară și a fost repartizat ca ofițer la o unitate militară, iar începând cu luna august a participat la campania de liberare a teritoriului național, participând la acțiunile militare de la Otopeni, de la Mediaș, Câmpia Turzii, a fost rănit și a primit aprecieri extrem de pozitive din partea superiorilor ierarhici. În expoziție noi prezentăm publicului și extrase din dosarul personal al domniei sale.
În expoziție, în spatele meu, se află o superbă fotografie a domnului colonel Mircea Carp, prezentat ca sublocotenent de cavalerie. Iar dânsul poartă coroana României, clasa 5-a, în grad de cavaler, cu panglică de virtute militară, insigna de șoim al Liceului Militar Nicolae Filipescu de la Mănăstirea Dealu și insigna de tanchist. Lunile petrecute în închisoare și ulterior exilul lui Mircea Carp sunt o altă parte a expoziției de la Muzeul Național de Istorie a României. În a doua jumătate a anului 1946, Mircea Carp, alături de alți ofițeri notabili armate române, a fost trecut în cadrul disponibil și a fost dat afară din armată, iar la distanță de un an de zile a dorit să se alăture unui grup de rezistență din munți, a fost arestat, a fost închis, interogat, anchetat și bătut la Ministerul de Interne, la Prefectura Poliției Capitalei și la Văcărești. La o zi, după ce am plinit 25 de ani, pe data de 29 ianuarie 1948, Mircea Carp a plecat în exil, cu un curaj ieșit din comun, a plecat din București, a trecut prin Ungaria pentru a ajunge în Austria, la Salzburg, și a lucrat pentru serviciile militare americane timp de 3 ani de zile, până în anul 1951, când, alături de soția sa Heidi, a emigrat în Statele Unite ale Americii. După ce a ajuns în Statele Unite ale Americii, Mircea Carp s-a angajat la Comitetul pentru Europa Liberă și ulterior, în scurt timp, s-a angajat la Radio Vocea Americii și a parcurs toate etapele profesionale, iar el s-a făcut remarcat de la bun început ca un spirit autodidact, un foarte bun profesionist. S-a observat foarte bine în activitatea de zi cu zi acea educație primită în liceu militar, în școala militară, inclusiv în familie. Ce a fost un om responsabil, devotat și în perioada petrecută în Statele Unite a dorit să fie apropiat și de comunitățile de români. A realizat numeroase reportaje cu aceștia, dar și cu mari personalități din acea epocă, începând cu actori consacrați precum Kirk Douglas, Edward G. Robinson, cu militari de carieră, cu savanți, cum a fost Herman Oberth. Iar în anul 1969 a avut loc un alt episod care i-a marcat existența, și anume prima revenire în România de după 1948. Pe data de 30 iulie 1969, Mircea Carp a revenit în România ca membru al delegației care îl însoțea pe președintele Richard Nixon, primul președinte american care a efectuat o vizită de stat în România. Această primă vizită în calitate de corespondent și de jurnalist al Radio Vocea Americii a fost continuată de alte 13 vizite în România. Vizite care au fost prilejuite de sosirea unor demnitari americani, a unor militari, de alte vizite de stat importante. Și de fiecare dată Mircea Carp a fost urmărit de ochiul vigilent al securității, care a făcut apel la toate resorturile și toate artificiile posibile, astfel încât să îl aibă în vizor, să-l împiedice să intre în contact cu persoane notabile din țară. Însă, de fiecare dată, Mircea Carp a dat dovadă de echilibru, de profesionalism și de un om care a pus înainte datoria față de țară și, la urmă, alte interese.
Aici Radio Europa Liberă. Radio Vocea Americii a reprezentat o primă etapă în cariera de jurnalist a lui Mircea Carp. Astfel, la sfârșitul anilor 70, acesta se angajează la Radio Europa Liberă. Deci un alt post de radio consacrat, care era ascultat de milioane de români. Și Mircea Carp, deși se afla la München și nu mai avea posibilitatea de a reveni fizic în România, cu sufletul, cu vocea și cu mintea, era în casa fiecărui român. Și pentru milioane de români, Mircea Carp a reprezentat o voce, dar o speranță, o voință. Iar după 1990, după ce a avut loc căderea comunismului în toată Europa de Est și în România, Mircea Carp a revenit în țară, iar ascultătorii au putut să îl cunoască în mod direct. Ca piesă de rezistență în cadrul expoziției, avem un steag tricolor care a fost oferit în luna ianuarie 1990 de revoluționarii timișoreni lui Mircea Carp. Steagul are vechea stemă decupată și este prezentat într-un mod foarte original în cadrul expoziției. Pentru pregătirea expoziției am primit din partea domnului colonel Mircea Carp un număr de obiecte personale, atât fotografii din albumele familiei, obiecte pe care le-a folosit în timpul carierei de jurnalist și, foarte important, multe dintre fotografii, cele care se regăsesc pe panouri, pot fi văzute pentru prima dată de către publicul din România. Deci sunt fotografii, le putem spune, inedite. De asemenea, în expoziție se regăsesc și fotografii făcute de prietenul Octavian Bâlea în timpul celor două vizite din 2022 și din 2023 pe care le-am făcut la München. Am fost la München prima dată anul trecut, în 2022, cu Flavius și l-am vizitat pe domnul Mircea Carp pentru prima oară și a fost primul contact pe care l-am avut cu dumnealui. Și a fost o experiență extraordinară, pentru că la 100 de ani minus câteva luni pe care îi avea atunci, este un om perfect lucid și perfect coerent și perfect. Toate gândurile sunt în ordine, toate amintirile sunt acolo. E o experiență extraordinară, pentru că nu te aștepți ca de la un om atât de în vârstă și care a prins atât de multe evenimente să mai obții atât de multe informații și o cantitate atât de consistentă de fapte care s-au întâmplat. A doua oară am fost împreună cu Flavius la München în martie anul ăsta, deci în 2023, atunci când am și vorbit despre expoziția pe care urmează să o facem și am adus în primul rând materiale cu noi care vorbesc despre viața domnului Mircea Carp și în al doilea rând l-am fotografiat în continuare. Am vrut neapărat să merg la München cu niște camere pe format mare, în primul rând, în al doilea rând cu camere pe peliculă și abia în al treilea rând, pe plan secundar, cu camere digitale. Pentru că m-am gândit că e foarte important să-l surprind pe domnul Mircea Carp cu tehnologiile ce erau existente la vremea în care domnul Mircea Carp a existat și care s-au perpetuat, pentru că avem și fotografii de arhivă care probabil erau făcute cu același tip de tehnologie. În calitate de fotograf, ce ai urmărit să redai prin aceste fotografii pe care le vedem în expoziție? Am urmărit să redau în primul rând felul în care domnul Mircea Carp arată acum și cu toate sentimentele pe care le are și cu toate stările pe care le poate avea un om care a văzut atâtea. M-a interesat foarte mult să-l prind într-o lumină bună, de-aia am și încercat să-l rog să fie mai lângă geam, de exemplu, pentru că tehnologia asta veche necesită foarte multă lumină. Camerele am putut să le aduc, dar luminile nu m-am prea putut să le iau cu mine, așa că a trebuit să ne folosim numai de lumina naturală care era în scenă la ora respectivă.
prin fotografiile pe care le-am făcut, sper că veți vedea în această expoziție anvergura pe care o are domnul Mircea Carp și dimensiunea istorică a personalității dumnealui. Fotografiile sunt realizate în primul rând pe plăci mari de celuloid, cele mari, adică sunt în spatele nostru și fotografii pe format mare și bineînțeles fotografii pe format mai mic, adică pe format mediu de film, pe format și pe format mic de film. Și toate sunt developate, bineînțeles, manual, toate sunt procesate manual, adică nu este nimic digital în ce veți vedea aici. Și după ce am realizat fotografiile, bineînțeles că a urmat o perioadă în care a trebuit să construim spațiul pe care îl veți vedea aici. N-am vrut să fie un spațiu tradițional în care avem patru pereți și cu fotografii pe pereți și am încercat să construim un traseu care este, de fapt, traseul vieții domnului Mircea Carp, care, bineînțeles, a început cu familia din care face parte, care este o familie deosebită. A continuat cu școlile militare unde a mers, pe urmă a continuat cu școlile militare din Germania, cu experiența de pe front, cu arestarea, bineînțeles, și încarcerarea la Văcărești, pe urmă cu plecarea în Austria, ajungerea în zona americană și angajarea la Vocea Americii, și ulterior la Europa Liberă, unde am și fost împreună cu Flavius să găsim locațiile și să fotografiem clădirile unde a funcționat Europa Liberă în toți acești ani. Și unde în 1982 a fost celebru atentat terorist al lui Carlos Chacalu, finanțat de către Ceaușescu personal și de către generalul Pleșiță. La Europa Liberă a fost întotdeauna ținte ale securității. A existat atentatul pus la cale de grupare a lui Carlos Chacalul, morțile suspecte de asemenea de la Europa Liberă. Morțile rămân, și îmi pare bine că ați spus cuvântul ăsta, suspecte până acum, pentru că deși noi credem că a fost o încercare clară, adică o reușită clară de eliminare a unor persoane, dar dovezi nu am avut. Dar știm că a fost bătută Monica Lovinescu la Paris, știm că a fost atacat Șerban Orăscu, s-au trimis scole de capcană și, pe urmă, sigur că erau veșnici agenți, persoane venite din România, fie la prieteni, fie la rude, fie pur și simplu chiar refugiați sub o formă sau alta, dar noi ne făceam datoria mai departe, știam că trăim oricum sub o amenințare. Am învățat așadar și de la Lascăr Catargi și de la toți strămoșii mei și, în primul rând, de la învățătorii, profesorii și comandanții și camarazii mei, de la prietenii pe care i-am avut și încă îi mai am, că cel mai important lucru în viața unui om alături de familia lui este țara și poporul în mijlocul căruia s-a născut. Și oriunde m-am dus și am trăit mai bine de jumătate din viață printre străini, am fost totdeauna cu gândul și cu fapta la țara și la neamul meu, mărturisește Mircea Carp în cartea de memorii de amintiri, Aici, Mircea Carp, să auzim numai de bine. Ai întâlnit foarte mulți oameni extraordinari și ai făcut mai multe expoziții despre fiecare dintre ei. Întâlnirea ta cu Mircea Carp, ce înseamnă pentru tine? Cu ce impresie ai venit de la München cunoscându-l pe Mircea Carp? Pe domnul colonel Mircea Carp îl cunosc de aproape 10 ani și jumătate. Deci este unul dintre oamenii care, indirect sau mai degrabă direct, au contribuit într-o oarecare măsură și la formarea mea. Așa cum au contribuit alți militari de carieră pe care am întâlnit, precum domnul colonel Gheorghe Cojocea, domnul colonel Constantin Zavati, este un om pe care îl caracterizează nu doar patriotismul, credința în Dumnezeu, loialitatea față de regele Mihai. Este un om de o mare modestie, de o uriașă noblețe sufletească, un om de o generozitate cum rar și-ar putea închipui cineva, dacă un om de dimensiunea domniei sale să se coboare în urmă cu 10 ani la nivelul unui, să spunem, student aproape, și se acordă timp și sfaturi, și există o legătură specială între mine și domnul colonel Mircea Carp și sunt deosebit de recunoscător pentru tot ce a făcut pentru țară, pentru noi ca popor. Aș dori să o amintesc cu această ocazie pe doamna Carmen Grigoraș, o doamnă cu inima de aur, o persoană
apropiată domnului colonel Mircea Carp, care este alături de foarte mult timp, și putem să vedem o fotografie cu dânsa și cu domnul colonel Mircea Carp chiar în spate. Și expoziția aceasta este nu doar o invitație la cunoașterea unui destin remarcabil, cât și la alte destine, fiindcă Mircea Carp a fost un om care în decursul vieții a fost prezent pe multe meridiane, dar putem spune că aproape a mers în jurul lumii, la vocea sa cu siguranță a fost auzită de milioane și milioane de români și de cetățeni, și pot spune că este un exemplu unic această expoziție de a arăta recunoștință unui om care este încă în viață și care este perfect lucid, ancorat în realitate, foarte interesat de modul în care publicul privește expoziția, modul în care este înțeles mesajul acestei expoziții, fiindcă, din păcate, în România, de regulă, ne amintim de oameni după ce ei dispar. Însă Muzeul Național de Istoria României a dorit să schimbe această paradigmă, să-i spunem. Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să închei prezentarea expoziției, parafrazându-l pe domnul colonel Mircea Carp, spunând: doamnelor, domnișoarelor și domnilor, să auzim numai de bine! Aici Radio Europa Liberă. Să auzim numai de bine!